Întoarcerea copiilor la școală în format fizic este un subiect din ce în ce mai controversat. Părinții își doresc să-i trimită pe copii la școală, dar numai în anumite condiții, astfel că nemulțumiții nu întârzie să apară. Oficialii din Ministerul Educației susțin că una dintre cele mai mari probleme din țară la acest capitol este lipsa cadrelor medicale în școli, mai ales în mediul rural, ceea ce face inclusiv ca utilizarea testelor rapide de depistare a virusului SARS-CoV-2 să fie foarte redusă. Foarte multe unități școlare din această țară nu au cabinet medical, nu au personal medical de specialitate alocat și asta este mai degrabă o regulă decât o excepție. Cel puțin în mediul rural, cred că extrem de rar sau deloc există cabinete medicale școlare. Ori nu cred că putem avea pretenția sau curajul de a face din profesorii noștri asistent medical de ocazie. Secretarul de stat din Ministerul Educației a vorbit și despre tipul de teste folosite în școli pentru elevi. El este de părere că ar trebui să urmăm exemplul altor state. Ne-am dori niște teste nu neapărat invazive. Înțeleg că cel puțin din punct de vedere științific noțiunea de invaziv are o definiție foarte clară, trebuie să penetreze o membrană și nu sunt invazive nici cele care se fac din nas. Dar vedeam acum câteva zile că, de exemplu, în Austria există teste care se pot auto-administra, speciale pentru copii, sub formă de AKDA. Nu știu de ce noi, ca instituții ale statului, n-ar trebui să accelerăm un proces odată de certificare a acestor teste și de achiziționarea lor, astfel încât testarea să devină o obișnuință. Sorin Ion susține faptul că soluții există, doar că trebuie și aplicate. Și îi îndeamnă pe reprezentanții școlilor din mediul rural să pună mai mult accent pe rezolvarea deficitului de personal medical. Știm foarte bine că în mediul rural există prevederi legale care nu se aplică, există posibilitatea primăriilor de a încheia contracte cu medicii de familie de acolo pentru a putea juca rol de medic școlar. În general nu se întâmplă și nu se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu, pentru că un astfel de serviciu costă și fiecare unitatea administrativ-teritorială își ierarhizează sau își prioritizează cheltuirea banilor. Îndemnul nostru este să se întâmple.